Modarea amenajărilor apartamentelor a apus. Vaslenii nu mai vor să spargă pereți. Potrivit datelor oferite de municipalitate, numărul persoanelor care au solicitat autorizații în 2012 a scăzut în mod simțitor. Preferă să-și ducă traiul de zi cu zi în cei doar câțiva metri pătrați din propriul apartament decât să recurgă la modificări. Dacă în anii anteriori moda construirii de balcoane era pe val, acum situația este total opusă. Până în acest moment, la primăria municipiului Vaslui s-au eliberat 2 autorizații pentru modernizarea locuinței, 3 autorizații pentru construirea balconului și practicarea golului de ușă aferent și 2 autorizații de construire pentru schimbarea destinației. Sesizările care se primesc la biroul urbanism, cum că unii vecini ar modifica structura de rezistență a apartamentelor, nu se verifică întotdeauna la deplasarea în teren a colegilor noștri, întrucât modernizarea apartamentului nu presupune neapărat schimbarea structurii de rezistență, ci și alte lucrări, cum ar fi schimbarea gresiei sau... Bucătăriile open space nu sunt pe placul gospodinelor. Da, aveți nu. Vecini care sunt făcut așa ceva? E treaba lor, dacă au făcut pe contul lor, au făcut. Ce părere aveți despre persoanele care fac modificări nu-i și eventual... Bun. Nu-i bun, de ce? Dar constructorul ăla nu a fost un proiect? Păi, nu stricăm, nu. Nu? Nu ne place. E bucătărie să fie bucătărie, balconul, balcon și cu asta, basta. Deci înțeleg că sunteți de acord cu noile tendințe? Nu. Ca, la casă, da. La bloc, nu. La bloc, nu? Nu. Și nu nici cu spartul după ora 11, nu, noaptea sau dimineața? Nu, nici așa, nu. În afară, în interior, nu. De ce nu? Lipsa banilor sau nu ați dorit? Nu am dorit, efectiv. Dar aveți vecini pe scară care s-a făcut acest lucru? Nu știu, nu am cunoștință. Nu aveți cunoștințe? Nu. Prieteni? Prieten, da. Și cum a fost procesul de obținere a autorizațiilor? Fără autorizații. Fără autorizații? În ce știu eu. Persoanele care sunt prinse că realizează lucrări de amenajare sau construiesc fără autorizație riscă amenzi usturătoare.